Bună ziua, prietenii din Leu! Vă aduc astăzi citirea pentru Leu în martie, din luna martie, citirea lunii martie. Să vedem în general bărbați, femei, Leu pentru luna martie. Trebuie să vă gândiți la ce aveți dumneavoastră de făcut în această lună, la proiecte, la ce ați început. Poate aveți pe cineva în străinătate cu care vreți să lucrați și la care vă gândiți dumneavoastră și trebuie să lucrați la proiectul acela. Aveți o lună bună între parteneri, parteneri de afaceri, partenerii căsătoriți. O situație foarte bună, succese, câștiguri în această lună. Lucrurile merg în liniștite. Relații bune. Ceva ce vă ține nerăbdător, neliniștit. Nu vă gândiți că aveți puțin. Cei care ați fost bolnavi sau ați avut un necaz, aveți a doua șansă. Ceva va fi foarte bine. Luați decizii bune. Sunteți generos, romantic în această lună. În dragoste, distracție. Cei singuri le place așa singuri. Studenții vor să avanseze. Au concentrare bună. Nu e nevoie să vă grăbiți în nimic. Haideți să mai vedem. O dată. Primiți vești foarte bune, văd. Vă schimbați gândirea, aflați ceva și vreți să vă schimbați, să faceți altceva. Vreți să mergeți undeva, unii dintre dumneavoastră, departe, într-o călătorie, sau poate să studiați ceva undeva, sau alții să publicați ceva, dar vă răzgândiți. Nu trebuie să vă grăbiți. Aveți nevoie de liniște, de o vacanță. Veți fi creativ la începutul lunii. Veți face ce doriți. Puneți multe întrebări, sunteți imprevizibil. Ceea ce doriți dumneavoastră, aveți o dorință de mai mult timp, un vis, care până în luna aprilie se împlinește. Sunteți obosiți, fără energie, aveți nevoie de odihnă, aveți unii dureri de cap, de oase, în cheltuieli, vin bani, cheltuiți, primiți, cheltuiți, primiți, foarte bine stă aspectați banii. Ce trebuie să aveți dumneavoastră tot timpul? Un busuioc și o lumânare albă să aprindeți. Se rezolvă ceva financiar, ce aveți dumneavoastră în plan. Aveți grijă la tranzacții bancare, la credite, la... Trebuie să așteptați ceva iarăși, probabil tot în legătură cu banii. Unii dintre dumneavoastră faceți multe planuri. Vreți să luați decizii importante. Alții se gândesc mai mult la casă, la educație. Sunteți practic, receptiv, generos, am mai spus, romantic.
Vă stă o lună foarte bună, cu noroc, în ce sperați, bani, nu foarte mulți, dar o să fie foarte mulți. Unii dați o taxă, o asigurare probabil faceți sau ceva. Sau vreți o schimbare undeva, serviciu, mergeți cu serviciu la un drum. Sau vă schimbați mai departe de casă. Sunteți avansat, că schimbarea aceasta este în bine și neașteptată pentru unii. Pentru unii aveți prieteni falși sau colegi falși care ce vă spun nu este adevărat. Mai văd eu. Văd o petrecere sau ieșiți undeva sau în casă aveți o petrecere unii dintre dumneavoastră. Unii dintre dumneavoastră în dragoste, o nouă dragoste, o nouă doamnă care se ține după bărbatul leu sau o femeie leu care are noroc în dragoste dacă își dorește pe cineva. Haideți să vedem cărțile Lenormand. Ce spun pentru doamnele leu? Asta e din prima. Primele sunt doamnele din. Haideți să vedem așa, să pot să le citesc mai bine. Vă văd foarte bine în casă. Foarte mare succes. Să vedem în ce. Primiți o veste. Aici se vede plicul. Primiți o veste în casă. Foarte bună. În legătură cu o călătorie sau cu un comerț sau cu o afacere, o tranzacție, o vânzare, cumpărare, un succes. Un succes mare în legătură cu asta. Câteodată e bun, dar câteodată nu prea bun. Dar o creștere în mulți bani. Aici inima arată că faceți ceea ce vă iubiți dumneavoastră, ceea ce vă place. Un serviciu cu multe persoane. Unii dintre dumneavoastră poate au puțin discuții sau ceva, dar este foarte bine. Foarte bine. Și cărțile țigănești ne spun că probabil aveți conflict cu unii, discuții, pierderi, dar situații trecătoare. Vă sfătuiește să fiți optimist, că veți avea succes. Chiar dacă e puțin greoi, vine norocul la care deja vă uitați spre el. Și în legătură cu partener sau partener de afaceri, iubit, soț. Foarte frumos. Succes. În ciuda obstacolelor și a oamenilor puțin invidioși, aveți foarte mare bucurie, domnule Leu. Haideți să vedem la bărbatul Leu. Bărbatul Leu, cine spun cărțile țigănești, cine spun că au ceva discuții. Pentru ce? Hai să vedem pentru ce. Pentru o călătorie? Da, ceva discuții. Primiți de la un drum niște vești care trebuie să luați o decizie. De la drumul ăsta aflați un secret aici cu cartea și cheia. Așa, care vă întărește și după ce aflați secretul acesta sau da, secret, pentru că este o cheie aici, care vă deschide un drum, o nouă ușă. Și dumneavoastră sunteți puțin neliniștit, nu vreți să treacă oportunitatea asta, șansa asta. Și atunci studiați, vă pregătiți, vreți să profitați de vestea asta. Dar va trebui să alegeți în ceva.
Aveți foarte mare noroc în serviciul dumneavoastră, în casa dumneavoastră. Nu trebuie să ascultați poveștile la nimeni, nici să vă implicați în discuții despre nimeni, cu nimeni. Pentru că dumneavoastră aveți noroc. Cam așa, primiți o veste și vreți să acționați, să vă ajută această veste în ceea ce vreți dumneavoastră. Și vă studiați, vă pregătiți și prindeți șansa asta. Parcă de la un prieten, un prieten vă ajută, vă spune ceva și dumneavoastră prindeți șansa și câștigați foarte mulți bani. Profitați de aceasta, sunteți un inteligent. Eu vă mulțumesc că v-ați uitat, aceasta a fost pentru luna martie. Vă doresc o lună plină de noroc. Vă mulțumesc foarte mult!